Citate celebre ale lui Immanuel Kant despre viață. Inteligența individului este măsurată în cantitatea de incertitudini pe care este capabil să o susțină. Reguli pentru fericire. Ceva de făcut, cineva de iubit și ceva de așteptat cu nerăbdare. Toată cunoașterea noastră începe cu simțurile, apoi trece la înțelegere și se încheie cu rațiunea. Nu există nimic mai mare decât rațiunea. Voia lui Dumnezeu nu este pur și simplu să fim fericiți, ci să ne facem fericiți. Fericirea nu este un ideal al rațiunii, ci al imaginației. Nu investiți tot timpul într-un singur efort, pentru că fiecare lucru necesită timpul său. Omul înțelept se poate răzgândi, prostul niciodată. Pe măsură ce calea pământească este presărată cu spini, Dumnezeu i-a dat omului 3 daruri: zâmbetul, visul și speranța. Trebuie să mă comport mereu ca și cum norma de conduită a actelor mele ar deveni o lege universală. Experiența fără teorie este oarbă, dar teoria fără experiență este doar joc intelectual. Ai curajul să-ți folosești propriul motiv. Acesta este motoul iluminării. În întuneric, imaginația funcționează mai activ decât în plină lumină. Singurul lucru care este un scop în sine este omul. El nu poate fi folosit niciodată ca mijloc. Citirea tuturor cărților bune este ca o conversație cu cele mai bune minți din secolele trecute. Nu suntem milionari din cauza a ceea ce avem, ci din cauza a ceea ce putem face fără a avea resurse materiale. Știința este cunoaștere organizată, înțelepciunea este viață organizată. Am dormit și am visat că viața este frumoasă. M-am trezit și mi-am dat seama că viața era datorie. Cu pietrele pe care criticii le aruncă puternic asupra dumneavoastră, s-ar putea la fel de bine să vă ridicați un monument. Cel care este rău cu animalele devine de asemenea nepoliticos în relațiile sale cu bărbații. Putem judeca inima unui bărbat după tratamentul său față de animale. Gândurile fără conținut sunt goale, intuițiile fără concept sunt oarbe. Toate interesele rațiunii mele, speculative și practice, sunt combinate în următoarele 3 întrebări. Ce pot să știu, ce ar trebui să fac, la ce mă pot aștepta? Imaturitatea este incapacitatea de a folosi inteligența cuiva fără îndrumarea altuia. Cu cât suntem mai ocupați, cu atât mai acut simțim că trăim, cu atât suntem mai conștienți de viață. Absența sexului pe o durată lungă de timp, în cele din urmă, transformă persoana într-un nevrotic.